mă încălzesc temporar, ca să zic așa. Pe mine mă interesează să fac activități care să mă încălzească sufletul. Dacă mai am și o femeie lângă mine care să facă asta, e tot. Ești foarte matur. Nu știu. Pentru vârsta pe care o ai. Sunt foarte surprins de atitudinea pe care o ai, gândurile pe care le ai. Și chiar nu mă așteptam să găsesc o astfel de persoană aici. Există diferențe între noi, nu am cum să neg asta. Dar... Cum ar fi? Păi realist vorbind, este diferența de vârstă între noi venind din luni diferite, dar pentru mine nu este un impediment absolut deloc. Păi tot din... tot pe planeta asta suntem. Cum adică venim din luni diferite? Da, nu, mă refer că... Da, știu, am înțeles la ce te referi. Știi ce vreau să zic? Da, dar nu cred să fie asta un impediment. Absolut deloc. Cum era colibița? Lasă că... De fapt nu pot să zic că te duc atâta timp cât suntem aici, n-am cum să fac asta. Dar cine știe, orice ar fi, o să mergem odată și odată acolo. Deci orice ar fi? Orice ar fi. Date-mi palma? Îți promit. Și promitem că o să facem o postare la Colibița împreună, orice ar fi. Da. Deci orice ar fi. Da. Dar nu mă strânge așa tare. Că... Și mai facem una așa de acolo, de unde vii tu. De la satul mare. De la satul mare, da. Cu ce te-am judecat? Tu nu te vezi pe tine. Păi, nu, cu ce te-am judecat? De ce? Pe mine m-a deranjat simplu fapt. Singurul fapt la ea. Ascultă-mă. Singurul fapt la tine m-a deranjat că ai mințit în legătură cu Storiu. Atât nu m-a interesat altceva. Dar ție ți l-a arătat Marius Storiu? Da, atunci... Dar nu despre asta e. Mie mi-a zis Marius că atunci ai l-a văzut. Nu mă interesează Storiu în sine. A făcut trei minciuni. Deci mie mi-a zis Marius așa. L-am băgat și m-am uitat peste nu știu cât timp că n-am notificările nu știu cum. Unul la mână în și l-a spus. Pe nu deranjați. A, știți și voi asta. Spus? Știu, asta știu. Ok, am înțeles. După aia l-a băgat din greșeală și l-a scos imediat. Păi da, măi, a fost scos când l-am văzut. Și după aia l-a băgat, a observat că l-a băgat pe el și că ce nu era Marius ăla. Ce ține de minte ai că nu e că vorba nu băgat de Marius, tine? Nu l-a băgat pe Marius ăla. Ești și l-a căutat și pe ăla. Dar n-a fost așa, dar n-a fost așa. Păi da, așa e. Ador. Mie, a fost mie Marius, fost ale tale, deci iată ce mi-a zis mie Marius în cameră roșie. Mi-a zis că el a văzut ăla după 40 de minute după ce a fost postat, deci nu după 2 minute, că el mi-a zis că cum, i-a zis că l-a șters după 2 minute. După o oră. El a zis că l-a văzut după 40 de minute de când a postat ea și după la 2 ore s-a mai uitat odată, dar ți l-a arătat și ție. Nu mai uite la 2 ore dacă eu la oră l-am șters. El a zis că ți l-a arătat și ție. Da. Videoclipul a fost nu mi l-a arătat el, eu l-am văzut în, la el în telefon. Videoclipul a fost acolo, făcea, șters știi? După o oră. El a zis eram la un loc, erați în cameră și s-a mai uitat. Bă, frate, ia uite story. Eram în clip. L-a arătat. Da. Ce ai zis dincolo? Da, știe deja, i-am spus. A, da? Normal. Da, și am și argument la chestia asta. Da, videoclipul l-am șters din telefon, dar l-am în conversația cu Virginia. Hai să mergem și la mână, să venim împreună. Mergem. Și ce ziceam? Că da, și eu, de când m-am despărțit, tu mi-a mai dat, adică, din singura relație pe care am avut-o, după ce s-a terminat. Era vârsta de 16 ani. Nu. De cât timp e singură? De cât timp ai ieșit din relație? Relația de 10 ani. 26? Păi, aproximativ, bine, s-a terminat acum 2 ani, dar cu un an în urmă au fost tot... Am înțeles. Plecări, întoarceri și așa mai departe. Pentru că așa cum ai spus și tu, și nouă ne-a fost foarte greu să ne despărțim unul de celălalt și am făcut mereu în așa fel încât să meargă bine. Nu, bun, nicio problemă în privința ta, pentru că știu că ai trecut prin multe, atât bune cât și rele. Ești unse cu toate ale fiile, știi la ce mă refer când spun asta. Nu cred că ai nicio problemă în luarea unei decizii pentru viitor sau... Eu te văd foarte stabilă, din orice punct de vedere. Te simt. Nu te văd, te simt. Să știi, Robi, că acum mă gândeam la o chestie. Chiar ești binecuvântat cu Virginia? Pentru că dacă modul în care ai acționat și cum ai zbierat la Leina de pe conexiune când erai acolo sus și mergeai la frigider, dacă ar fi făcut Virginia așa, dacă, de exemplu, cu ea, că n-ai nimic, ai reacționat așa, că ai văzut o nedreptate, păi cum ai fi acționat în relația ta? Dacă s-ar fi întâmplat asta. Nu vreau să știu. Mai rog că e Virginia, nu cum e.
spune-le. Noroc că e Virginia așa cum e și știm că ea nu o să facă niciodată și nu o să ajungă. Și tu știi chestia asta, ești conștient de chestia asta. Dar dacă ea era ca Alenia și făcea greșeala asta, eu cred că tăiai și spânzurai. Vă spun sincer, pe cum te-am văzut acolo, că mai că stăteai să te arunci peste alea să... Bun, de acord cu Bianca. Serios? Păi s-o văzut gestul tău, reacția ta a fost... Reacția ta a fost, stai mă că spun eu ție, așa, te iau eu și te toc, dacă n-ai fost tocată până acum. Nu erai tu... Exact, dar te-ai implicat de... Era subiectul lui. Asta spune mult despre tine. Era vorba de prietenul lui. Domn, cu ochii deschiși? Măcar închide-i. La cine? La ce? Și așteptați băianul? Care din voi așteptă? Eu. Aștept super. De ce? Îl așteaptă fata. Eu mi-am pierdut orice... Speranță? Serios? Da. M-am certat cu Andrei în partea cealaltă din cauza ta. A, ce drăguț! Nu, că a zis că a tras el o concluzie, cum că aș fi lăsat eu de interpretat că el te place, când de fapt el nu. El nu mă place. Înțeles greșit. Îi displac 100%. Care e parul meu? Da, e bine. Toți am înțeles că eu am, ți-am zis ție o chestie, numai el a înțeles că eu am lăsat de interpretat, nu vreau. Da, și ne... Că te place el și nu știu ce. Neinteresant. Credeți dumneavoastră că respectiv domnișoara Bianca vă place în continuare și de asta comentează asupra dumneavoastră? Consider că situația dintre mine și domnișoara Bianca s-a închis și nu cred că mai este loc de așa ceva. Însă, micile acestea înțepături, dânsa le face cumva supărată fiind din cauza afirmațiilor mele, făcută pe anumite situații în care dânsa era implicată. Dar, aș vrea să am o discuție face-to-face cu ea, ca să lămuresc această problemă, pentru că nu mi se pare normal. La camera roșie? Nu aș dori la camera roșie. De ce? Pentru că se interpretează, dar... Și vei frică că vi se va da fază lungă din partea domnișoarei Ștefania? Nu doresc să o supăr. Cu toate că ulterior s-ar lămuri situația și de ce am vorbit cu Bianca și așa mai departe la camera roșie. Dar nu aș vrea. În camera roșie. De asta m-am și cerut în casa fetelor să lămuresc acolo cu ele de față. Hai un pic. Bine. Faci ce unde vrei. Bine. Nu mă supără. Adică da. De ce îmi lasă așa de mult? Că pentru că eu când ziceam că faci ce vrei, era că da. Stai-mă o dată jos, că îmi faci nervii aici tu. Zi. Scuză-mă că asta așa, dar extrem de... Și am nicio... sunt obosită. N-ai văzut și acolo, în casa băieților, n-am zis nimic, n-am avut nicio, m-am certat și cu Andrei. Hai ce mă e lăsa. Ce-i când? S-a ridicat el și ridicat unul la mine. Ai măi, Robi, a înțeles greșit, el nu e obișnuit cu... N-a fost atent. Am zis eu, bă, omule, dau puțin mai tare, știi, tu ești nebun. Tu nu înțelegi că nu s-a întâmplat absolut nimic, nu a fost vorba de... Toți îi ziceau că nu e vorba de el. Și se ridică în picioare și bă, dar nu mai ridica, că mă intimidezi. Mamă, ce mai ai... Băi! Doamne, dar tu așa faci, măi, omule, ești prea impulsiv. Da. Trebuie să te calmezi puțin. Scuze-mă, te rog. Și așa a făcut și cu Alina, că de azi ți-a râs fetele, nu te mai agita așa și mai ales când e vorba de tine, ce... Este foarte rar să întâlnești pe cineva care să te înțeleagă așa. De asta e surprinzător, cum ziceam și adineauri. Ai venit de nicăieri. De nicăieri ai venit. Parcă acum te văd cum ai coborât scările. Dar parcă astăzi fix așa m-am simțit că am primat zi. Da? Păi ne-am fost de mult aici, ai uitat. Să vii mai des. Să vin. La tine. Frumoasă când ai apărut aici și îi ziceai îmi place cum vorbește Robert. Oh. Uite că îți vorbește Robert și acum. Da. Mie. Domnule Ștefan Mustață, am și o sete negre. După câte s-au întâmplat aici în casă între dumneavoastră și respectiv Aleina,
considerați că aveți un viitor în această relație? În momentul de față vreau să vă explic de unde am plecat absolut toată situația și nu mai pot să mai lucrez în așa ceva. Nu mai pot. Uitați-vă aici ce mi-a... Nu mai. Chiar m-a... Păi mă întrerupe. Publicitate. Păi mă întrerupe. Ce faceți, dragilor? Foarte bine, Patrick. Foarte bine. Tu numai bine faci, mai Giori. Îi dai a pizza să bea a pizza? Mulțumesc. Pot să vin să stau și cu voi? Pot să vin. Pentru că situația de la grădină degenerează. Nu vă jucați, vă rog, avem o invitată. Da, avem. Mulțumesc. Au, chiar era în dreptul meu și nu știam cum pică. Vă mulțumesc. Bă, dar tot mai în dreptul ăla. Am venit și noi. Bine ați venit. Da. Dar de ce aș permite eu să mi se vorbească într-un fel? Sincer vorbind. Dacă eu știu că vorbesc cum trebuie. De ce aș permite eu? Eu am permis aici. E context, dar păi niciodată aici. În viața mea n-aș fi permis. Păi asta, aici o să vreau să zic, pentru că aici e aici. Păi nu mai cum. Și vă mai supărați, vă mai împăcați? Nu m-am supărat cu el.